La ITBT FM îți aduce marțea și joia de la ora 11 și 30 de minute profesori din comunitatea Supertici care ne vorbesc despre experiența lor legată de școala online și ne inspiră cu idei și recomandări ușor de pus în practică acasă de către părinți. O am acum alături de mine pe Irina Vasile, învățătoare la clasa 1, școala gimnazială Henri Matii Berthelot din Ploiești. Bună, Irina! Bună! Ce mai faci, Irina? Păi în continuare stau acasă, pentru că așa e bine, da, pentru noi toți. Și încerc să fac lucruri frumoase de acasă și să mă simt bine. Adică să îmi fie așa, fără apăsare. Cum ai primit vestea că s-au suspendat cursurile și o să fie o vacanță prelungită? Mă așteptam, pentru că noi toți am tot vorbit în comunitatea noastră, da, și ne gândeam că e posibil să existe șansa asta de a reveni în septembrie, pentru că simțim o mai mare siguranță. Chiar dacă ne-am fi întors la școală acum, să zic, în sfârșit de mai, început de iunie cu copiii, sunt părinți care nu i-ar fi adus la școală de teamă și atunci aveam aceeași problemă, că nu îi avem pe toți prezenți, nu putem să facem lucruri de calitate și cu simț de răspundere pentru toți copiii pe care îi avem în clasă. Da. Și cred că e soluția cea mai bună. Acum să vedem ce se întâmplă cu cei de a 8-a și a 12-a. Eu am două fete, una a 8-a, una a 12-a. Și mamă, ce bine emoții te-a prins! Da. Te consider o persoană norocoasă, de obicei. Da, da. Cred, pentru că sunt optimistă și nu renunț. Adică lucrurile trebuie să ajungă într-un format și într-o formă care să ne bucure. Și trebuie să găsim lucrurile plăcute în ceea ce avem. Da. Da. Aseară am avut întâlnirea cu copiii mei. Știi că povestea trecută, că mă întâlnesc cu ei cam o dată pe săptămână, dar le e atât de dor încât vor de mai multe ori pe săptămână și acum le vedeam de două ori. Ce fain! Da. Mamă, felicitări! Dar vreau să te întreb, Irina, de ceva. Eu mi-am exprimat un pic un punct de vedere, probabil că poate ar fi trebuit să fiu mai imparțial, dar nu m-am putut abține, părintele din mine a vorbit. Astăzi am primit de la învățătoarea noastră un mesaj prin care îmi se spunea că ar trebui să ne dăm acordul ca învățătoarea să poată să fotografieze pe Zoom, să fotografieze copiii ca să poată să trimită ministerului aceste poze. Bineînțeles, cu acordul părinților, părinții având dreptul și să oprească camera, să nu se vadă imaginea copilului. Ce părere ai tu despre asta? Da, pentru că eu ca părinte am avut o reacție de parcă cineva mi-a intrat în casă și nu vreau să intre. Știi, ceva de genul ăsta? Păi așa pare, pentru că până la urmă expunerea asta online nu este tocmai plăcută pentru toată lumea și nu toți vor să se vadă. Eu, într-adevăr, și eu am cerut acordul părinților. Sigur. Pentru a promova diverse lucruri, însă nu ne-a cerut ministerul să facem dovezi cu fotografii. Este acordul, ne-a trimis acordul ministerului, l-am aici. Da, eu nu l-am primit încă, probabil de la mine, de la școală, urmează să-l primesc în cursul zilei de azi. Aha, acord prelucrare date cu caracter, tralala. Știam de chestia asta, dar nu eram... L-am făcut la începutul anului școlar noi. Aha. Adică e de mult. Și mi se pare normal să fie protejați copiii. Sigur, și părinții care înțeles nu vor să-i expună, să ia atitudine și să spună clar. Da. În același timp, mi se pare că este și o modalitate în care pierdem din experiențe frumoase pe care le putem împărtăși, pentru că eu am văzut o grămadă de colege de ale mele spectaculoase și de la care am preluat idei, cum ar fi Consuela Colțan, Claudia Chiru, Gabriela Șerban, Andrada Sorca, mai există Claudia Cârstocea de la Constanța, care da. Cu stilou și iarăși are și o grămadă de lucruri frumoase. Adică în comunitatea noastră, eu acum lucrez în parteneriat cu Anca Simion de la Cluj, cu Claudia. Sunt ce foarte fain multe colege de care familie au împărtășit. Și atunci, dacă eu văd copiilor, ele văd copiii mei, vedem reacții, le putem gestiona, le putem îmbunătăți, putem crea ceva nou. Nu știu, mi se pare că este... nu e bine să fie exagerat, dar zice exclus. Da, ai spus foarte bine.
Da, cred că ar trebui să se găsească un echilibru, dar pur și simplu mă gândesc dacă eu ca părinte am avut reacția asta, ce reacție are un profesor și de ce spun asta? Pentru că nu dau numele, acum nici și scapă numele profesorului care pur și simplu a izbucnit pe Facebook și a scris că nu mai poate, că se simte spionat și așa mai departe. O experiență personală. Și de asta eram curios cum gestionezi tu această situație, având în vedere că sunt unii profesori poate care tolerează mai puțin astfel de măsuri, alții care reușesc să se adapteze. Eu cred că ține și de optimismul și de starea fiecăruia, cât de timid ar fi, cât de se gândește să nu cumva să nu greșească, să nu fie interpretat greșit și atunci expunerea asta să nu-l vulnerabilizează așa. Vulnerabilizeze, da. Uh-huh. Uite, apropo, știi că vorbeam de cuvintele de copiilor de simt noi și unul din ele a fost frică. Teamă de necunoscut, de greșeli. Dar în același timp mi-au dat și cuvântul curaj, că trebuie să încerci lucruri noi, să-ți recunoști greșelile și să nu fie frică. Deci poți să faci lucrul ăsta și profesorilor cărora li se pare așa ceva, recomandarea este să încerce să se expună mai puțin sau să încerce să vadă partea bună a lucrurilor, ce pot învăța din asta. Ok. Spune că tu ai preluat niște idei de la alți colegi. Ai câteva să împărtășești și cu noi? Păi mi-a plăcut modul în care abordează teatral povestea Consuela. Mi-a plăcut modul în care abordează jocul pentru învățare Claudia. Mi-a plăcut modul în care relaționează cu copiii Claudia și Anca Simion. Mai sunt și la Iași am colege spectaculoase, nu mai spun de colegele mele de la școală care tot așa împărtășesc lucruri foarte frumoase. O colegă de-a mea, Oana Grecu, acum a făcut un concurs cu cărți, că a fost ziua cărților. Și a pus pe copii să facă un turnuleț din cărți, o carte de colorat, o carte de povești, o carte să se fotografieze stând într-un cot pe cărțile alea, dar din fiecare carte aveau de îndeplinit o provocare. Ce fain! Și a fost senzațional, deci mie mi-a plăcut foarte mult. Eu am clasa întâi, dar provocarea asta o pot păstra să o fac la clasa a treia când li se va potrivi și lor mănușă. Și de asta mi se pare foarte important să împărtășim și să... Da, că asta e și o treabă din mentalitatea deschisă, să vezi măreția în celălalt și dacă vezi măreția în celălalt să poți o transpui și la tine și așa mai departe. Da, e interesant că atunci când vezi măreția în celălalt, poate sunt oameni care ar zice nu vreau să văd măreția în celălalt că îmi stârnește invidie, dar aici să vezi măreția în celălalt poate cumva accentul cade pe admirație, ceea ce mi se pare foarte sănătos. Adică când te aud vorbind despre colegii tăi așa, m-am întrebat câteva secunde dacă suntem în România sau nu. Dacă vorbesc... Atât de mult a fost scos în față acest sentiment negativ de invidie, încât am uitat să apreciem pe cei care nu-l administrează, nu-l simt, nu-l expun. Și suntem mulți profesori care împărtășim și avem starea asta de a vedea măreția. Da, eu cred că ăsta este un punct în care, dacă am învățat ceva de la voi și voi ați învățat unii de la ceilalți acest tip de solidaritate și de admirație, chiar că a meritat criza asta, având în vedere că foarte mulți dintre noi, generația noastră, am fost super comparați când eram mici, probabil de aia ne-e și foarte greu acum să vedem măreția din celălalt. Noi tot am fost și comparați și ierarhizați. Da, și clasați și sunt foarte multe lucruri care ni s-au întâmplat. De asta poate și suntem un pic, mă gândeam la profesorul care a reacționat, deși era mai tânăr decât mine, cel puțin din poze așa părea, poate suntem și mai sensibili la genul ăsta de, cum să spun, de comunicare... măsuri da. Intruzive. E și asta, te trebuie făcută într-un fel cu limite și poate că sunt unii care n-au păstrat limitele în care să existe confortul atât al celui care vorbește cât și al celui care îl vede online
Și nu știu, trebuie să avem grijă să fie confort pentru reciproc. Da. Ce faci tu acum până în septembrie? Trebuie să te organizezi. Da, vacanța când începe? Pe 13 iunie, parcă, sau când? Da. Aha. Deci până pe 13 iunie ai treabă. Da, aseară m-am întâlnit cu ei și mi-au spus, doamna, înainte să începeți, vă rugăm, stați puțin să vă spunem ceva. Erau doi copii care vorbiseră între ei. Așa. No, ne e dor de ora de educație fizică. Minunații. Și zic, și mie, trebuie să facem acum puțină educație fizică. Și s-a făcut. Da, păi, da, eu nu știu, l-am întrebat pe vecinul nostru, familia care trăiește lângă noi, are un puști mai mare decât Efrem, nu, cred că are vreo 10 ani, și spune mama lui, păi, la educație fizică. Păi zic, cum adică e la educație fizică? Păi învață basket. Cum, frate, învață basket, că e în casă? Și ăsta a ieșit pe balcon cu mingea și era... Zicea, da, sunt cu profesoră și ne învață basket în casă. Că n-am aflat cum se poate asta, având în vedere că nu stăm în 200 de metri pătrați cu tavanul până în cer. Știi? Da. Da, se poate. Nu, n-am învățat. Se poate și asta. Eu am făcut cu totul altceva. Lucruri dintre astea, așa, mai de încălzire, cum să spun, nu prea mult. După care am trecut la varianta misiuni, că eu cu copiii mei suntem clubul ștrunfilor cercetași și cercetașii au misiuni de îndeplinit. Știu, da, clar. Așa, ne antrenăm în fiecare zi. Misiunea lor pentru data viitoare, le-am dat niște cuvinte. Da. Misiunea este să alcătuiască o mini-poezie pornind de la glumă tiptil împreună copil. Stai un pic, glumă tiptil? Da. Aha. Împreună copil. Ce idee. Astea sunt cuvintele cu care să se termine versurile. Glumă. Pentru că au rimă. Da. M-am prins. Completeze înaintea lor cuvintele, aha, în așa fel încât să aibă un înțeles. E o mini-poezie distractivă, să-i spun. Da, superb. Wow, da. Ce fain, ce și am mai avut sunt și una serioasă, pentru că am zis, na, glumă, dar uite că trebuie să luăm. Și am mai avut așa, acasă, răbdare, dorință, plimbare. Oh, ce frumos! Ia, da. Mi-a adus aminte de doi pici care au cântat despre COVID, doi copii. Și sunt atât de simpatici, sunt doi frați. Da. Uite, poate te uiți și împărtășești cu copiii tăi. Rex and Morgan se numesc, Coronavirus Song. Uite, chiar o să-l pun după ce vorbesc cu tine. Sunt foarte simpatici. Și, da, Rex and Morgan, Coronavirus Song. Și mai este o puștoaică, Phoebe Hill o cheamă, are tot acum, taică-su n-a mai rezistat și a înregistrat o piesă cu ea. Este superbă. Și cântă, spune, da, totul e frumos, frate, mi-a început să mă cam enerveze, mi-a jucăriile, mi-e dor de prieteni. Vreau odată la prieteni. Cam asta este starea. Irina Vasile, aș vorbi cu tine non-stop. Îți mulțumesc că ești alături. Dar vezi, cred că copilul din mine reacționează așa cum reacționează copiii pe care îi ai. Ești un profesor foarte fain, felicitări. Și îți mulțumesc că ești alături de noi în această aventură pe care o traversăm acum și noi la Itzibiții, a susține copiii și părinții și să ajungem odată să ieșim din acest tunel cu bine. Și cu siguranță o să ieșim dacă suntem împreună. Îți mulțumesc mult pentru ideile tale. Și îți doresc o zi minunată și uite să rămâi să asculți această piesă. Mulțumesc! Doamne ajută să fim bine toți! Doamne ajută! Succes în continuare și trebuie să vedem partea frumoasă a lucrurilor. Trebuie să găsim frumos ce e în jurul nostru. Mulțumesc, Irina Vasile! O zi frumoasă! Pa, pa! Pa!